serigrafiate. Dragilor, bine ați venit la noi. Iată că, încă o dată, incinta aceasta, botezată frumos ca Salon al Artelor, vine cu frumusețe adevărate în fața celor care vor păși sau vor călca peste acest prag și vor intra în această lume de frumuseți pe care vi le aduc creatorii, acum în preajma frumoasei sărbători milenare a mărțișorului. În urmă cu niște ani, nu mai încarc eu propria memorie, că există o memorie inclusiv aici în imagini, Ionuț Horoba a venit și m-a anunțat că s-a însurat cu o fată faină, deșteaptă și foarte bună artistă. Și că ea poate organiza ceva interesant, în așa fel încât să evadăm din vadul de vânzare a mărțișoarelor de pe străzile orașului și să invităm undeva pe cei care totuși fac acest lucru cu oarecare exigență, să vină să-și aleagă lucruri cu adevărat frumoase și autentic făcute, nu din cele care sunt atât de generos botezate din lumea chiciului. Am salutat imediat ideile. Nu poți fi în viață numai generator de idei. Câteodată mai trebuie să fii și lansator de idei. Am salutat, am acceptat și ne bucurăm că am pornit o astfel de colaborare, care nu e deloc simplă, pentru că mulți se mai și supără că nu îi lăsăm să facă în același timp și în alte spații și care nu e ușoară nici pentru voi, întrucât, deși la bibliotecă vine lume multă, aici cei ce vin nu vin cu bani și cu carduri, ci vin cu nevoi pe care și le rezolvă de informare în alte formate de colaborare interumană, dar sper că din moment ce ați rezistat și existați, înseamnă că lucrul acesta nu-l faceți doar din patriotism,
și din drag de munca ce ați deprins-o, ci și pentru a putea, într-un fel, să vă valorificați aceste produse deosebite. E o chestiune aici cu frumosul și vorbim din ce în ce mai lejer în spațiile bibliotecii despre lucrurile importante, ca să nu lansăm doar lozinci și să spunem și lucrurile mai puțin academic. Nimeni nu vrea să recunoască că există o bătălie pentru frumos, dar ea este o bătălie reală, nedeclarată. Știți că între țări, înainte de a intra în război, se face o declarație de război. Aici nu s-a făcut nicio declarație de război. Nici din partea unora, nici din partea altora. Dar bătălia este, și să ne ferească Dumnezeu, îi spuneam Ilenei când în urmă cu un ceas și ceva am intrat aici în spațiu, eram pe punctul de a fi terminată expoziția, împreună cu academicianul Marius Porumb și cu soția domniei sale, artista Zoe Vida Porumb, fica lui Vida Gheza, spuneam că se referească Dumnezeu de perioada în care nu va mai fi rentabil să facem nimic, pentru că pe toate ni le vor face chinezii. Un astfel de risc există în lume. Să știți că toată simbolistica tuturor campionatelor din toate sporturile posibile, inclusiv drapele naționale, toate se fac în China. Nimeni nu mai. Dacă vă duceți undeva într-un târg românesc și vedeți un țoi, vedeți un țoi și ziceți, vai, ce frumos ăsta, uite, de pe vremea lui bunicu. Aveți grijă, e făcut în China. Deci, nu știu ce va fi și cum va mai merge economia mondială și artele plastice mondiale, dar suntem în subsemnul acestui risc ca acești foarte harnici asiatici, care înțeleg ce înseamnă economia reală adevărată și mai puțin interesați de economia speculativă, sunt în stare să ne facă totul, iar noi ceilalți să fim consumatori ai produselor lor. N-a fost o glumă, a fost un lucru foarte serios. Gluma a fost numai în sensul că să ne ferească Dumnezeu de așa vreme. Deocamdată, însă, e minunat că se întâmplă ca oamenii să-și cultive talanții, pentru că aici așa este. N-au trecut decât două săptămâni de când în bisericile noastre s-a prezentat în cadrul liturghiei pilda talanților și talanții înseamnă inclusiv talent. Bine, talentul este întregul dar de viață, ce ți este dat și pe care ești îndemnat să-l valorifici. Și cine a primit 5 talanți, dacă mai aduce 5, înseamnă că este super fericit și și-a îndeplinit misiunea față de Creatorul său. Cel ce își descoperă pe parcursul vieții și de mici își descoperă copiii, văd și eu lucrul acesta chiar și la un nepoțel de vreo 3 anișori al meu, că lucrează cu un dor și cu un drag fantastic cu toate sculele acestea plastice și vrea să facă și el ceva și să-i placă ce face. Cei care vă descoperiți de mici lucrul acesta, e păcat să nu perseverați și e bine că o faceți. Ileana a adunat, nu știu acum de unde, o să ne spună, dar în anii anteriori, până și prietenă din Iași și alții colaboratori și prieteni chiar de la distanțe mari, încet, încet ar trebui să dislocăm din mentalitatea omului care cheltuiește o sumă de bani pentru a onora pe cei dragi cu acest simbol al primăverii, să dislocăm tot ce este altceva decât serie zero. Seria zero este, așa sunt numite prototipurile din industrie. Înainte de a face un strung, faci strungul serie 0. Înainte de a face o mașină, un nou tip de mașină, faci mașina serie 0. Seria 0 înseamnă imaginație, înseamnă frământare, creativitate, nesomn, bulversarea ideilor, bulversarea tehnicilor și câte și câte elemente care țin de sufletul omului. Așadar, aici sunt produse de suflet și nu produse în mii, zeci de mii, milioane de exemplare care, sigur, pot avea o anumită simbolistică, ele nu și-o pierd, dar nu mai pot avea aceeași dragoste de a fi transmis cum l-a avut mărțișorul în tradiția poporului nostru, cel puțin, în care așezarea lui pe pieptul persoanei iubite se făcea cu emoția firească a lucrului pe care, la care ai participat și tu, măcar șnurul acela
într-o vreme șnurul se făcea de către fetele respective care confecționau și nu cumpărăm de la cineva care a făcut acum economie din a face milioane de șnururi. Am dorit să spun aceste cuvinte pe care vă rog să le luați chiar sub semnul acesta, nu al prețiozității, ci al prețiosului. Deci când rostim la o expoziție, zicem că o vernisăm, că o deschidem, să fie cât mai aproape de ținuta publică a acelor proceduri religioase. Zice că a venit episcopul și a binecuvântat manifestarea respectivă. Da, am încercat și eu să pun niște vorbe de binecuvântare ca un balsam pe sufletul celor care s-au preocupat de lucrul acesta, Ileana și colaborator. Mulțumesc din suflet, domnul Ardelean, că de fiecare dată veniți și mă salvați, că asta este adevărul. Prin urmare, mie nu-mi rămân foarte multe de spus. Vreau doar să vă spun că ceea ce e aici e făcut cu foarte mult drag și foarte mult suflet de oameni, nu doar din Baia Mare sau din împrejurime. Avem 4 standuri din Iași, ceea ce nu-i puțin și nu-i ușor să vii de acolo. Avem pentru prima dată în Târgul de Mărțișor prezent Sibiu reprezentat, avem din Mureș, ceea ce iarăși e o noutate și foarte bine, iar restul, bineînțeles, procentul mare e de aici, ceea ce e foarte bine, dar e bine să știm ce fac și alții din altă parte. Pe urmă, ce să vă mai spun eu, trebuie să mulțumesc, ca de obicei, gazdelor noastre, pentru că ne suportă deja de 5 ani și eu cred că progresăm și creștem împreună, de la an la an, sau cel puțin asta ne dorim și am vrea ca și publicul să vadă acest lucru. Trebuie să mulțumesc oamenilor care sunt în umbră, în culise, că de obicei eu ies aici așa timidă și speriată, dar mai sunt și alții care nici măcar nu vor să vină până aici, care totdeauna vin cu idei, mă ajută și la jurizare, pentru că în acest an s-au înscris 68, iar noi avem 25 de locuri. Sunt totuși 31 de standuri, pentru că am spus să dăm mai multe șanse, dar e limita maximă, promit nici unul mai mult. Așa. Iar în spate, cum am spus, sunt foarte mulți oameni, în frunte cu soțul meu care mă suportă, dar e vedetă, trebuie să recunosc. Doamna Vedelea știe. Așa, mai este Ioana Matei, care tot timpul e alături de mine și a stat sâmbătă până la 10 în bibliotecă să aranjăm sala. Așa, și ce să vă mai spun, vreau să-i dau cuvântul și domnului Dragomir, pentru că l-am prins la înghesuială și e reprezentant din partea presei și un om iubitor de frumos care ne-a văzut an de an și poate vrea să ne spună. Mărturisesc că de data aceasta sunt din partea presei. Din partea presei este colega mea, Alina Andreica, și colegul Florin Puscaș. De data aceasta aș vrea să fiu receptat ca o voce a societății civile, ce să spun. Foarte mai bine, mult, care spune că intrând în această sală s-a umplut de primăvară. Și când s-a umplut de primăvară, s-a umplut de regenerare, s-a umplut de frumos, s-a umplut de ceea ce va da un nou puls vieții în acest an. M-am oprit la câteva din standuri. Sigur că aici trebuie să stăm mai mult pentru a vedea particularitățile de creație ale fiecărui exponent din această sală, dar cred că cu aceasta s-a făcut saltul peste ceea ce domnul Ardelean și noi deoarece numim chici. Peste subprodus, peste lucrurile făcute în serie, peste lucrurile care nu sensibilizează. Doresc succes tuturor celor care au expus. Vă doresc dumneavoastră vizionare plăcută și organizatorilor. Mulțumesc! A făcut o mică greșeală domnul profesor de limba română, dar îl ajut eu să-și corecteze. Au zis exponent. Exponenți sunteți voi, cei care ați lucrat, celelalte sunt exponate. Da. Nu, am corectat ce ai zis tu, atâta tot. Și mi-a venit în minte
că n-ar fi rău să, așa pentru sufletul vostru al creatorilor, să vă spun o foarte scurtă poveste. Circulă pe internet un text minunat. Din păcate, de vreo 2 ani nu prea circulă, dar înainte a circulat mai mult. El a fost foarte plăcut, a impresionat pe toată lumea la început. Un fel de scrisoare din partea Creatorului. După aceea unii au pus-o pe seama lui Iisus Hristos, dar în varianta originală, acum vreo 8 ani, a apărut scrisoare din partea Creatorului tău, care zice, te-ai trezit dimineață și ai uitat să mulțumești că te-ai trezit în liniște și pace și că ai avut un somn bun și ești sănătos și poți să pornești la muncă. Ai mâncat și ai uitat să, ai mers acolo și ai uitat că, ai cumpărat o floare, ai uitat că floarea aceea, de fapt, eu ți-am dăruit-o ca să-ți fac viața mai frumoasă și așa mai departe. Într-un fel, eu mă gândesc la toate frumusețile astea pe care le-ați făcut. Când vorbea Dragomir, m-am gândit că ar trebui să fie supărat fiecare produs la care nu-i dăm privirea suficientă, măcar o zecime sau o sutime sau o câtime din cât a lucrat Creatorul pe ea. Să treci pe lângă o creație și să nu o bagi în seamă, dar ați adus și foarte multă marfă, așa că e foarte greu să evidențiem tot ce s-a făcut. În consecință, privirile noastre vor fi mai fugitive. Vom face prima comandă, Ileana dragă. Deci astăzi am avut o ședință operativă în care am spus unuia din bărbații, puțin că noi suntem minoritari aici în instituția asta, că în preajma zilei de 1 martie o să cumpărăm tuturor colegilor noastre mărțișoare de la voi. Sunt 80 de femei în bibliotecă și 15 bărbați. În consecință, numai pentru femei, comandăm deja 80 de mărțișoare și vom plăti în zilele următoare, când e prea devreme. Mulțumesc. Eu mai vreau să mulțumesc presei în mod special, alături de modul special în care mulțumesc domnule Ardelean și tuturor celor din bibliotecă, pentru că sunt foarte mulți oameni aici care pun umărul și ne ajută. Să vă mulțumesc celor care ați contribuit cu fotografii. V-am mulțumit și aici, dar nici n-ați observat. Dar eu v-am mulțumit, să nu vă aud gura, da? Așa. Și să vă mulțumesc foarte mult pentru că ne sprijiniți, pentru că faceți publicitatea evenimentului și pentru că înțelegeți că este nevoie într-un oraș ca al nostru și în orice oraș care se respecte, este nevoie de un astfel de eveniment. E nevoie ca oamenii care creează să se adune, să se cunoască, să-și respecte reciproc munca unul celuilalt și să împreună să oferim publicului un spațiu generos, cald, în care avem și muzică de obicei, cu care să întâmpine mai ușor primăvara. Și mai vreau să spun ceva, tot ceva mulțumim, sper că n-am uitat pe cineva, dacă am uitat să nu se supere, o să-i mulțumesc personal. Și să vă doresc succes tuturor, să vă mulțumesc vouă care ați venit și în acest an și în special celor care sunteți alături de târg de la început, pentru că am ajuns la 5 ediții. Nu știu dacă ați sesizat cât de repede a trecut timpul și sper că am îmbătrânit frumos împreună. Și vă mai rog ceva, să faceți o statistică. Dacă la prima ediție s-au vândut X, la a doua X plus ceva, X plus Y și așa mai departe, să vedem în cât timp ajungem să putem vorbi de procente. Pentru că eu nu sunt nostalgic, nu mă întorc cu privirea înapoi spre perioada comunistă decât când e nevoie să fac o comparație, că atunci unele lucruri erau mai bine făcute decât astăzi. Șeful statului nostru din vremea aceea azi e celebru în lume pentru faptul că a lansat un concept, Nicolae Ceaușescu, lupta pentru promovarea noului. În tratatele de sociologie politică americană se vorbește acum ce dificil este să promovezi noul în societate. Imediat sistemul pornește parcă instinctual, toate sistemele pornesc o rezistență la tot ce este nou. Eu cred că și voi simțiți rezistența la acest tip de nou și aș vrea măcar acum sau peste câțiva ani să putem zice din 120.000 de mărțișoare ce se vând în Baia Mare, sau ar fi 200.000 sau câte ori fi, am vândut și noi 1%, 5%, 10%, ca să vedem dacă într-adevăr crește și dacă într-adevăr noul reușește să mai biruie din piedicile ce îi se pun cu multă forță împotrivă. Mulțumesc! Păi împreună putem. Suntem o forță. Mulțumim! Felicitări!